Programul Startup Nation 2022 va fi lansat pe 19 iulie la ora 10 și va avea un subpilon dedicat românilor din diaspora cu 1000 de beneficiari, a anunțat ministrul antreprenoriatului și turismului Daniel Cadariu. Perioada de înscriere pe platforma ministerului va fi de 30 de zile lucrătoare, respectiv până pe 1 septembrie ora 20. Potrivit ministrului Cadariu, pe 18 iulie va fi un interval de câteva ore în care platforma nu va funcționa din cauza unui ultim import de date realizat de STS din bazele de date de la Registrul Comerțului. Bugetul pentru Startup Nation 2022 va fi de 520 de milioane de lei, dintre care 500 de milioane credite de angajament și 20 de milioane credite bugetare. Vor fi granturi maxime de 200 de mii de lei pentru cei care vor crea minimum două locuri noi de muncă și de maximum 100 de mii de lei pentru cei care vor crea doar un loc de muncă. În comparație cu Startup Nation din anii trecuți, de data aceasta beneficiarii trebuie să vină cu 5% din buzunarul propriu, dar nu trebuie să vă speriați, pentru că după ce vi se aprobă proiectul, puteți obține banii aceștia dintr-un credit. Orice bancă vă dă 5% din 100.000 de ron, respectiv 200.000 de ron, dacă veți avea doi angajați, fără nicio problemă și fără nicio altă garanție, având garanție doar proiectul în sine. Cadariu a precizat că bugetul total necesar va fi de 2,2 miliarde de lei, urmând ca la rectificarea bugetară să fie alocată suma de 1,7 miliarde de lei. Înainte de sesiunea de înscriere propriu-zisă, solicitanții vor avea nevoie să-și creeze pe portalul electronic profil, user și parolă, pentru a putea apoi să completeze formularul electronic de înscriere în vederea obținerii finanțării. Solicitanții, asociații, acționari sau întreprinderi pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul programului Startup Nation o singură dată în perioada 2017-2027.